Da, mulțumesc mult, Doina. Noi așteptăm și pe Marcela. Am să rog Marcela să ai și un microfon de acolo pentru a putea discuta despre ce s-a întâmplat în scena din aur. Marcela, noi este la prima participare la Eurovision pentru cei de acasă, drept cultura generală. Salutare! Bună, bine v-am regăsit! În 2019, totul că pe scena de la Eurovision, da. ce ai învățat din acea experiență și ce ai pus în practică astăzi, în urma lecțiilor învățate? Sincer, să fiu mai mult mazădărât și acum am cântat. Dacă se mai poate încă o dată să cânt, aș vrea că de-abia m-am încălzit și îmi place foarte mult. Mi-a fost dor de acest platou, mi-a fost dor de această scenă. Um sunt uh, mult mai pregătită decât uh, acum în 2019 uh, și de-abia aștept să sper să aibă loc finala și să ne revedem. Deja probabil ai auzit și tu, cunoști informația în urma acestei pandemii de COVID-19 care ne-a cam tot blocat toate activitățile în acest an. Din păcate nu vom avea parte de un show în scenă. Am avut da, doar aceste este audiții mare live. Păcat. Ai pregătit, ai gândit la ceva pentru show? Desigur că m-am gândit ceva angelic, ceva ce merită Moldova. Ceva frumos. Îmi pare rău dacă nu va fi finala, dar asta este. Te văd la fel foarte emoționată, mult succes în continuare. Da, vă mulțumesc frumos. <laughs> sunt, sunt emoționată, dar asta îmi place mie. Felicitări pentru prestație, mulțumesc. mult succes în continuare. Revenim. Doina, atât de aici, din această cameră verde, cum o numesc eu, foarte curând de voi reveni alături de dumneavoastră și vom afla mai multe informații de la nominal.